Iată startul meciului. Se duce bine mingea. Matias Aghire Garay. E gata să tragă. Poate fi periculoasă această minge. Laszlo Sepsi. Este lovitură liberă pentru CFR Cluj. Încearcă poarta. A mizat pe forță. Nu m-am așteptat să încerce poarta de la acea distanță, dar ce aproape a fost de gol. I-a dat ceva emoții portarului. Se pare că au dificultăți în a găsi acea pasă cheie decisivă cu care să facă șahmat apărarea. Îmi place, pasează frumos. A intrat! Gol! CFR Cluj a marcat primul gol. S-a întors foarte bine și a finalizat cu precizie. Mă mir că a reușit să controleze această minge venită din spate. Cu siguranță că acest jucător nu duce lipsă de tehnică. Meciul se reia de la 1-0. Se pare că acest gol a liniștit spiritele. Tribunele sunt în delir, totuși s-ar putea să mai vedem goluri în acest meci. Pasează bine în flanc. Foarte bine l-a blocat. Pereira. Ciprian Deac. Pantelis Capetanos. Pasă lungă în față. Deja a trecut jumătate din această primă repriză. Ce meci spectaculos! Rui Pedro! Și respinge spectaculos! Ce șut! A tras foarte bine în ciuda distanței considerabile. Ioan Hora. S-a descurcat bine. Rui Pedro. Capetanos. Și balonul ajunge la portar. Fundașul s-a lipit de el la această fază. Cu toate astea a reușit să tragă, dar se putea să o facă și mai bine. Jonathan. Wesley Schneider. Ioan Hora. Rui Pedro. Ciprian Deac. Ar putea trage la poartă. Și e gol! Cât de bine a tras! Acum au două goluri în fața adversarilor. Gol formidabil! Ce jucători are această echipă! Voi ține minte această fază. Pasele au curs bine, au avut tempo ridicat, jucătorii s-au găsit perfect. Finalizarea a fost de clasă, ce să mai. Un gol pentru topul săptămânii. S-a auzit fluierul arbitrului. Prima repriză s-a încheiat. Controlează total acest meci. Repriza a doua cred că va fi la discreția lor.